Pregătirile pentru noul an școlar sunt întoi. După o vacanță bine meritată, clopoțelul va suna în mai puțin de 5 zile pentru elevi și preșcolari, iar unitățile de învățământ sunt pregătite să-i întâmpine pe aceștia în cele mai bune condiții. Colega noastră, Cristina Pop, a luat pulsul pregătirilor din școli și vine cu amănunte. Mai sunt doar câteva zile până la începutul noului an școlar, așa că școlile, grădinițele și liceele sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. S-au văruit pereții, s-a lăcuit parchetul și s-a achiziționat în majoritatea școlilor mobilier nou, în așa fel încât, luni, atunci când va suna clopoțelul, elevii să se întoarcă în bănci în cele mai bune condiții. În majoritatea școlilor din municipiu au fost realizate lucrări de modernizare atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor. Printre școlile care au trecut prin reparații în această vară se numără și școala gimnazială Corneliu Coposu, care, în urma finanțării acordate de către primăria Zalău, a făcut modernizări în valoare totală de peste 150.000 de lei. Aici se încadrează lucrări de reparații la fațada clădirii, achiziționare de mobilier nou, table și materiale tehnice. Mai sunt câteva zile de pregătire intensă. Luni dimineața la ora 9, deci în data de 12, începem demarăm festivitatea pentru începerea noului an școlar. În această vară, la școala noastră s-au desfășurat câteva activități pentru pregătirea noului an școlar. Astfel am reușit să zugrăvim un număr de 22 de săli de clasă. De asemenea, am efectuat vopsitorii la uși, la debarale, la calorifere, la instalațiile sanitare. De asemenea, am achiziționat mobilier nou pentru clasele a 5-a, sunt trei clase a 5-a care vor intra în acest an școlar. Mobilierul este unul ergonomic, am considerat că odată cu schimbările care au loc în sistemul de învățământ, o componentă importantă să fie cea a mobilierului, care să asigure condiții optime de desfășurare activității pentru elevi. De asemenea, pentru clasele de învățământ gimnazial am schimbat tablele, deci 8 table am achiziționat, 8 table noi. Credem că și ele vor fi utile pentru desfășurarea activităților. De asemenea, înainte de începerea vacanței de vară, s-au efectuat reparații curente la fațada clădirii, astfel încât să diminuăm pericolul care a apărut datorită deteriorărilor acumulate în timp la fațadă. Și astăzi putem spune că copiii vor fi în siguranță din acest punct de vedere. Nu sunt primele investiții care se fac în această unitate de învățământ, după cum susține directorul Gheorghe Bancea. Și în cursul anului trecut au fost achiziționate pentru mai multe clase mobilier nou, adaptat fiecarei vârste în parte. În 2 ani și ceva de când am preluat conducerea acestei unități de învățământ, s-au făcut investiții majore în ceea ce privește infrastructura, astfel încât părinții pot să-și aducă cu încredere copiii la noi la școală, fără a avea obligații majore în ceea ce privește susținerea colaterală sau suplimentare din partea dânșilor. Cu mici retușuri care se vor face zilele acestea, școlile din Zalău sunt gata pentru primul sunet de clopoțel din acest an. Primarul orașului a declarat că atât autoritățile locale cât și cadrele didactice sunt pregătite să îi întâmpine cum se cuvine pe elevi.